Eurodeputatul Maria Grapini a fost premiată pentru activitatea în cadrul Consiliului de Export al României, cu ocazia a 20 de ani de activitate a acestui important consiliu. Cred că este cea mai eficientă formă de parteneriat public-privat care a contribuit la promovarea produselor românești și la creșterea exportului românesc. Sper ca toate guvernele ce vor urma să contribuie la poziția Consiliului Național de Exporturi să sprijine firmele românești pentru a fi prezentate pe piața externă, a precizat eurodeputatul Grapini. În acest an, a mai spus eurodeputatul, Coaliția Asociațiilor Femeilor de Afaceri din România va împlini 20 de ani de activitate, eveniment celebrat în iunie la Timișoara. Maria Grapini a mai precizat că deși inițial a refuzat să intre în politică, pe parcursul carierei sale a înțeles că prin politici publice poți face foarte mult bine României. Eurodeputatul a mai amintit și faptul că a negociat noul regulament al codului vamal, important pentru țara noastră. Sunt mândră, ca membru fondator, că acest organism, Consiliul de Export al României, trăiește și mulțumesc celor din partea publică care l-au susținut, a conchis Maria Grapini.